Salut comunitatea Vocea Creștinilor! Dragilor, continuăm campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet. Datorită vouă, am reușit să achiziționăm primele 15.000, iar acum dorim să deschidem o nouă campanie prin care să achiziționăm un număr de 50.000 de Biblii. Pentru că avem foarte multe cereri de la partenerii noștri din țară și cei mai mulți dintre ei sunt pe lista de așteptare. Prin implicarea noastră a tuturor, vom reuși să împlinim nevoia lor. Poate te întrebi de ce să investești într-un proiect de Biblie, fiindcă Biblia este relevantă chiar și în secolul vitezei. Ea ne oferă un fundament moral și stabil într-o lume în schimbare, ne conectează cu Dumnezeu și ne aduce speranță în vremuri de incertitudine. Dăruind-o, oferim o sursă de inspirație și consolare tuturor oamenilor din generația noastră, lăsând totodată și o moștenire copiilor noștri. Investește împreună cu noi ca această scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți oameni. Dumnezeu te va răsplăti pentru bucuria pe care o vei face acelor persoane care nu au o Biblie în formatul tipărit. Dragostea lui se va revărsa peste tine și familia ta și peste comunitatea din care faci parte. Campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet, îți amintește că poți face donațiile pe care le dorești prin intermediul următoarelor link-uri. voceacreștinilor.com/donație și pe caravanaevangheliei.ro/implicate. Mulțumim pentru implicare! Salutăm platforma Vocea Creștinilor și ascultătorii noștri din această seară. Bine ați venit, stimați ascultători, și frate Florin, spun bine ai venit alături de comunitatea noastră frumoasă Vocea Creștinilor. Mulțumesc pentru invitație, Ciprian. Vă rămân tuturor recunoscător pentru că mi-o curdați așa să o onoare să pot să stau în fața dumneavoastră de fiecare dată. Mulțumesc! Frate Florin, ați lipsit o singură dată, lunia trecută, și frații și surorile noastre cumva întrebau unde este fratele Florin. Ne-am obișnuit cu dânsul, ce se întâmplă? Sigur, mai sunt și pene de internet, mai sunt lucrări, mai sunt probleme tehnice care de multe ori nu țin de noi, ci de cei care probabil ne furnizează internetul și toate lucrurile pe care noi nu avem cum să le controlăm. Așa că și în această seară revenim în forță după două săptămâni de absență cu fratele Florin. Frate Florin, începem discuția noastră din această seară, o discuție foarte bună. Tot am discutat, am început practic anul acesta să discutăm despre ceea ce se poate, ar putea să se întâmple anul acesta la nivel global, la nivel european, și începem cu această informație. Încep să scrie tot mai multe tabloide și tot mai multe ziare online despre un război rece despre NATO și implicarea ei la nivel european, și anume începe cel mai mare exercițiu militar de la războiul rece. Scenariul este intervenția aliaților pentru apărarea Europei. Ce se întâmplă cu această mișcare de trupe? Sunt peste 90.000 de soldați implicați care vor fi adăugați, și totodată acest exercițiu nu a mai fost din 1988 cu peste 125.000 de participanți. Iată că acum sunt 90.000 de participanți care vor să-i bage în această operațiune de NATO. Se cheamă rezerviștii, chiar și în România, la nivel înalt, la nivelul armatei, se discută pentru o informare a populației Europei pe termen lung sau pe termen scurt de faptul că e nevoie de o pregătire în viitorul apropiat. Ciprian, dragul meu și stimați ascultători, acolo unde sunteți, noi trebuie să ne așteptăm ca aceste evenimente să se întâmple. Am fost avertizați. Tot ceea ce vă voi spune astăzi, în fapt, va fi presărat și cu câte o încurajare, pentru că trebuie să înțelegem că până la urmă deasupra noastră tuturor tronează Dumnezeu și în mâna Lui sunt toate planurile și execuția acestora, indiferent de voința omului. În fond, este scris, prieteni, Matei 24, versetul 6, veți auzi de războaie și vești de războaie,
mare atenție. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, am încheiat citatul. Ceea ce vedem că se desfășoară în momentul acesta în întreaga lume, nu doar în Rusia, nu doar în Ucraina, nu doar în China sau Iran, nu doar în Europa, ci este peste tot. Ați văzut, lumea efectiv, zici că a luat-o razna, nu trebuie să mai fii strateg militar, nu trebuie să mai ai cunoștințe avansate sau să ai acces la surse de informație pertinente. Pur și simplu, dacă îți arunci o privire de ansamblu, în orice direcție vei vrea, îți dai seama că lumea aceasta a luat-o razna. Ați văzut, avem criza aceasta a fermierilor. Avem războiul care se desfășoară acum în termenii cei mai duri în Ucraina. Avem presiunile pe care le face China. Bățul prin gard pe care îl pune Iran prin proxy. Statele Unite ale Americii care încet încet au început să mustăcească și vă voi povesti mai multe astăzi, s-au cam săturat să poarte interesul și isonul Europei, o Europă care, sincer vorbind, și-a văzut de interesele sale economice și a cam lăsat apărarea în spinarea americanilor și am să vă povestesc și lucrul acesta puțin mai târziu. Închei această introducere spunându-vă doar că tot ceea ce vedeți că se întâmplă în lume ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă în dreptul nostru, să ne readuc aminte cine suntem, ce rol avem pe acest pământ în această situație de criză, pentru că Dumnezeu, dacă a îngăduit ca noi să trecem pe aici, știe mai bine de ce ne-a lăsat să trecem pe aici. Și în același timp, cum să ne pregătim viața, pentru că, repet, o analiză scurtă îți demonstrează că securitatea nu mai este la dispoziția noastră. Mâine, astăzi, în clipa următoare, se poate întâmpla orice. Neprevăzutul poate să ne bată în ușă. De aceea, cred că ar trebui să fim realiști. Ar trebui să adoptăm o mentalitate strategică, biblică, care întotdeauna ne-a învățat să nu ne lăsăm pradă anxietății, fricii, să nu fim dominați de teamă, ci mai degrabă, precum proverbul românesc, care vorbea despre gospodarul care în timpul verii își face sanie și în timpul iernii se pregătește practic pentru vară, își face un car, tot așa și noi, să ne pregătim pentru tulburările care vor fi în lume. Repet, este scris și ce este scris rămâne scris pentru că cel care a pus amprenta lui și literele negru pe alb a fost Dumnezeu. Veți auzi de războaie și vești de războaie, nu vă înspăimântați pentru că toate acestea trebuie să se întâmple. Dumnezeu nu vorbește despre posibilitatea de a se întâmpla. Nu vorbește despre posibilitatea ca El să își schimbe planul, ba chiar ne avertizează în Isaia 46 că tot ceea ce a fost stabilit se va îndeplini ad literam. Așadar, ce ne rămâne de făcut? Să ne pregătim mintea, să ne pregătim mentalitatea pentru vremurile mai grele. Și dacă nu se vor întâmpla, să spunem, în dreptul tuturor ascultătorilor, poate că doar unii vor trece prin, depinde de poziția geografică, pentru că noi avem o audiență globală. Slavă lui Dumnezeu că nu, la unii nu se va întâmpla, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim pregătiți și precauți. Haideți, stimați ascultători, să, și în aceasta să fiți cooperanți și vă mulțumim că sunteți cu noi, puneți întrebări de unde ne urmăriți și nu uitați să distribuiți această emisiune, pentru noi este o mare bucurie, pentru că putem să răspundim un mesaj clar, vrem să știe oamenii de ceea ce vine, dar mesajul nu este unul din perspectiva biblică, profetică, ceea ce spune cuvântul, la ce să ne așteptăm, dar totodată trebuie să vedem și vremurile în care trăim. Așa că orice distribuire, fie pe Facebook, fie pe YouTube, ne ajută, cum zic, să putem să înaintăm cu vestea bună, Evanghelia. Știți foarte bine, avem emisiuni în care se provește Evanghelia, se provește învățătură, evangelizare și așa mai departe. Sunt lucruri care pe noi, comunitatea Vocea Creștină, ne interesează. Așa că credem și ne bazăm și în această seară că sunteți cu noi și ne ajutați. Frate, vreau să mergem mai în miezul problemei din această seară.
Și anume, mai multe, cum ziceam, mai multe articole chiar din țara noastră spune așa: armata cheamă rezerviști din 6 județe la exerciții militare. Ce amenzi riscă cei care refuză să se prezinte? Militari profesioniști care au ieșit din sistem și civili care au făcut armata obligatoriu până în 2007 sunt luați acum în evidență de Ministerul Apărării Naționale. Anunțul vine la nici 48 de ore după ce NATO a anunțat un exercițiu militar fără precedent în Europa. De ce ar trebui să ne apărăm noi? De cine să ne apărăm? Ce să înțeleagă ascultătorul? Care-i treaba asta cu această amploare de trupe? Sigur, poate zâmbim puțin, dar dacă sunt persoane dintre dumneavoastră care ați primit o scrisoare, tineri, care ați primit o scrisoare și care v-au chemat în armată pentru câteva exerciții, vă rugăm să ne scrieți. Ar fi interesant să ne spuneți ce scrie pe acea hârtie, scrisoare. O altă întrebare care vreau să o lansez, încă o dată, noi am mai discutat treaba asta cu creștinul și armata, să meargă în armată, să meargă în război, puțin am vrea să trecem și prin acest lucru. Totodată, cum ziceam, la graniță cu Ucraina este un război, în Ucraina încă este război și noi suntem cumva, sigur, suntem în NATO, suntem sub protecție și totuși, de ce atâtea trupe, atâta forfătă acum și n-a fost mai devreme. De ce se întâmplă aceste lucruri? Poate că putem să găsim un răspuns. Stimați ascultători, puteți să puneți întrebări, puteți să comentați cât se poate de la subiect, obiectiv, într-un mod cât se poate de elegant. Frate Ciprian și stimați ascultători, vreau să vă conștientizez de faptul că România trebuie să fie foarte atentă la ceea ce se întâmplă de jur împrejurul său și în același timp să filtreze foarte atent informațiile care vin în mass media. Mass media nu va spune niciodată, absolut niciodată, realitatea așa cum este ea în astfel de cazuri de război, pentru că există niște regulamente în vigoare, niște legi care interzic mass mediei să alarmeze situația. De ce? Pentru că în caz de război, resursa fundamentală pentru manevrarea armamentului este omul. Un om care a intrat în panică fuge din țară. De aceea mass media nu vă va avertiza niciodată care sunt adevăratele ramificații ale situației de facto. Ei vă vor spune doar cât să fie suficient pentru populație să înțeleagă. Pe de altă parte, voi trebuie să înțelegeți și aș vrea ca România să înțeleagă ceea ce îi spun acum. Pentru că aud tot mai des, rostogolindu-se în spațiul public, un aspect penibil. Se tot vehiculează NATO în sus, NATO în jos. NATO este deocamdată o instituție care mâine poate să nu mai fie. Și vă voi spune de ce trebuie să fiți foarte atenți. Vreau să înțelegeți că singurul aliat pe care îl are poporul român, care nu își va lua vorba înapoi, și ceea ce va promite se va ține de cuvânt, este Dumnezeu însuși. El e singurul care nu-și trage vorba înapoi. Rămâneți credincioși lui Dumnezeu. Cât despre NATO, vreau să vă avertizez asupra unui aspect. NATO este în proporție 70% United States, America. Iar America s-a cam săturat să pompeze bani în NATO. Chiar a avertizat prin vocea cel mai probabil al viitorului președinte, Donald Trump. De multe ori, nu odată. Dar de ce? Și au dreptate, să știi, prietenii noștri din America. Pentru că ei dau 70% din fonduri, unii spun 80% din fondurile pentru apărarea Europei, adică prin NATO, sunt ale Americii, sunt banii Americii. America a făcut lucrul acesta nu pentru că acolo, la vârful statului, sunt o sumedenie de, să spunem, oameni mai rupți de realitate care n-au pe ce să cheltuiască bani. America a avut interese în Europa, interese economice și și-a protejat interesele. Deocamdată își va pierde aceste interese, pentru că în momentul în care Ucraina va capitula datorită presiunii Rusiei, America nu va mai avea atât de mult interes în Europa. Să știți că cel mai mare interes a fost componenta numită cereale, ca aproximativ
30% din cerealele lumii se produc în Rusia și Ucraina. Pământul ucrainian, exact acolo unde vedeți voi războiul, este renumit pentru a fi cel mai bun sol cernoziom din lume. Are solul unde se poate planta cereale. El aparține 100% unor consorții americane. De aceea, să știți că acel grâu despre care tot vehiculează și se spune că merge din Ucraina și se duce ca să se în lume, ca să poată să ajute mașinăria de război ucrainiană, să știți că e o minciună. Este grâu american, pe pământ cumpărat de americani, prin firme americane, este interesul lor. Când nu-l vor mai avea acel interes, vor pleca de aici. Deja în Congresul american s-a ridicat această întrebare. De ce cheltuim atât de mult pentru o Europa care nu ne dă nimic în schimb? O Europa care nu și-a consolidat armata. Și acum, dați-mi voie să vă spun niște rapoarte șocante făcute de ceea ce se numește Rusii. Rusii nu înseamnă Rusia. Rusii este practic o agenție de statistică militară, care face analize militare din Marea Britanie și care a ajuns la niște concluzii șocante. În caz de război, Marea Britanie, care este considerată în momentul acesta cea mai mare forță de apărare a Europei non-americană, Marea Britanie nu are capacitate de luptă decât pentru o săptămână. Piese de artilerie care să susțină foc continuu o săptămână și atât, se opresc, pentru că nu mai au. Ieri trebuia să plece de aici, din Marea Britanie, iată iar un exemplu, nava amiral a Marinei Britanice. Se numește Queen Elizabeth, HMS Queen Elizabeth, Her Majesty Service Queen Elizabeth. Cel mai mare portavion al Marii Britanii, nava amiral. N-au putut să plece pentru că s-a stricat una din axul uneia dintre elicile principale care propulsează această navă. Este trasă din nou în port pentru reparații. Lucrurile nu sunt roz. Săptămâna, acum se împlinesc aproape două săptămâni de fapt, unul dintre cei mai mari lideri ai armatei britanice a cerut imediat suplimentarea forțelor militare, pentru că forțele militare active ale Marii Britanii sunt sub 100.000 de soldați, cu o rezervă de 50.000 de soldați. Ca să vă șocheze și mai mult, a doua mare forță a Europei, Germania. Germania mai are muniție decât pentru două zile de război. Două zile de război. Germania, care la sfârșitul războiului rece avea în jur de 500 de tancuri, nu mai are acum decât 100-150. Marea Britanie mai are decât 100 de tancuri. Gândiți-vă că în momentul acesta, la granițele Ucrainei, sunt 500 de tancuri rusești care așteaptă să intre pe teritoriul ucrainian. Desigur, puteți spune voi că tehnica militară pe care o au rușii acum este într-atât de învechită, și am să vă explic un lucru pe care l-am tot explicat, dar de data asta vă rog luați-l la minte. Pentru că îl veți auzi rostogolind în mass media, dar așa, printre cuvinte, dacă sunteți atenți. Europa și-a consumat parte mare din muniții sperând că Ucraina va face față, că își vor purta războiul cu Rusia prin Ucraina. A zice voi, e, asta e, producem altele. Voi știți cât durează fabricarea unei rachete antinavă? Câteva săptămâni. Pentru ca să produci armament, de exemplu, montarea și fabricarea unui tank durează undeva între 3 luni și un an. Nu sunt lucruri ușor de obținut. Să știți că un război nu se poartă cu oameni. Oamenii sunt partea secundară a războiului. Un război se poartă cu armament. Iar armamentul acesta se construiește în timp. Și timpul nu mai ține cu noi. Nu mai avem armament. Desigur, acum datele sunt aproximative pentru că fiecare stat are secretul său de stat și are rezervele sale strategice despre care nu știe nimeni. Dar sunt totuși niște voci foarte bine avizate cele care vorbesc. De ce v-am spus asta? Cel mai probabil va fi război. Să nu credeți voi că se lansează zvonurile astea pentru că politicienii n-au ce face. Păi când, probabil că în România s-ar fi putut, dar
când vine unul dintre cei mai înalți lideri militari ai Suediei și spune, pregătiți-vă de război. Când vine cancelarul german și spune, să ne pregătim de război direct cu Rusia. Asta a fost scris în Bild. Bild e unul dintre cele mai serioase ziare ale Europei. Mult mai serios decât toate televiziunile românești puse la un loc. Când vine unul dintre șefii armatei britanice și spune, pregătiți-vă de război direct cu Rusia. Nu suntem capabili să ducem în momentul ăsta. Și uite, astăzi li s-a stricat nava amiral. N-am mai putut să o trimită mai departe. Ne pune într-o postură strategică și acum vă rog să fiți atenți la ce spun. De ce Biblia se împlinește când ne spune că vor fi războaie și vești de războaie și toate trebuie să se întâmple? V-am spus că armamentul nu se poate produce peste noapte. Durează săptămâni, uneori chiar luni, să produci rachete de precizie și de croazieră. Foarte multe dintre piesele care fac parte din electronica acestora se produc în Taiwan, sunt sabotate în transferul lor către Europa prin China și așa mai departe. Rusia în momentul acesta, prieteni, și-a mărit capacitatea de producție de 400 de ori. Rusia în momentul acesta produce în jur de între 30, spun specialiștii, și 100 de rachete pe lună. Europa nu le poate produce pentru că nu a fost atentă să-și pregătească infrastructura. De exemplu, în România, acolo unde se produceau multe dintre componente pe vremuri, inclusiv pentru calibru NATO, sunt pe butuci. Nu se mai produc. Știți de ce? Pentru că filozofia de apărare a luat o întorsătură. Multă vreme noi am fost naivi și am considerat că nu mai e nevoie de apărare, de industrie de apărare și nu s-a mai investit. Cine își mai închipuia, și acum pe bună dreptate, cine își mai închipuia că vom ajunge să ne luptăm iar în războaie precum în cel de-al doilea război mondial? Și pe bună dreptate, gândindu-ne eronat, uite, se vede că am gândit eronat, nu s-au mai înarmat statele. Au renunțat să cheltuiască sute de miliarde de dolari pe armament. Ceea ce ne atrage acum într-o capcană, pentru că singurii care au investit au fost Statele Unite ale Americii. Și aceștia își pun această întrebare. Păi doamna Ursula von der Leyen și acoliții domniei sale și-au văzut de interesele financiare și economice, au cheltuit sute de miliarde de euro pe tot felul de năzbâtii, de climă, de business-uri încurajate personal, iar noi proștii de americani îi apărăm pe ei. E să știți că se vorbește serios în Congresul American pentru retragerea suportului și redistribuirea lui în Orientul Mijlociu, acolo unde deocamdată este interesul major pe care îl are Statele Unite ale Americii pentru extracția de minereu, de petrol, de gaz natural, de resursă și Taiwan. Ei își vor redistribui încet, încet, să știți că își vor scoate de aici capacitatea de luptă. Ceea ce e pe viitor strategic. Eu nu spun că așa va fi în mod de apărat, dar ce ne facem noi dacă America mâine decide să nu ne mai apere? Știți, aud tot mai des în publicațiile românești, domne, imposibil să fie război, să vină Rusia peste noi. Da, de ce spuneți asta? Pe ce vă bazați că e imposibil? Pe ce vă bazați? Că deocamdată, uite, Rusia demonstrează că vine. Acum, de ce e riscant? Am spus un lucru cheie, vreau să fiți atenți la el și apoi să trecem la partea următoare. Să vă demonstrez că Dumnezeu totuși ne dă posibilitatea să fim și să fim mai degrabă oameni ai credinței în aceste vremuri. Într-o vreme în care v-am spus, Europa anul acesta a zis să cheltuim cu 20% mai mult pentru apărare, Rusia cu 400% și China cu 600%. Deci China și-a mărit bugetul de apărare pentru 2024 de 6 ori, Rusia de 4 ori, noi decât cu 20% Europa. Și nu mai avem timpul să o facem. Acum, istoric vorbind, rușii au devenit ceea ce se numește în limbajul acesta, hai să spunem așa, de jargon al strategilor militari, cel mai mare depozit militar al lumii. Ei au produs peste măsură de mult armament. Un armament pe care Europa nu l-are. Până de curând au fost bagatelizați și s-a spus că ei au niște piese de artilerie ruginite, puștile lor cad când trag, vin cu armament din al doilea război mondial.
Ce n-a înțeles Europa, sau probabil că au înțeles strategii, dar au mințit populația, este că Rusia a tras cu aceste artificii până acum ca să țină mognitul în foc în Ucraina, așa nume. Au folosit armamentul bun de casat ca să țină foc, focul ăsta al războiului acolo. Ei își păstrează armamentul performant pentru conflictul cu marele gigant pe care vor să îl lovească. NATO. NATO. Asta e problema noastră. Suntem în fața unui război față de care noi nu putem să ne manifestăm pentru că nu avem armament. Aici e vasta. Voi vă închipuiți că Germania de astăzi mai are 100 și ceva de tancuri, dintre care, fiți atenți ce vă spun, doar jumătate sunt funcționale, o spune administrația lor. Păi cu ce să te duci? Că noi nu avem, Germania are capacitate de luptă de 2 zile, Anglia de 1 săptămână. Ce să mai vorbim de România? Ce să mai vorbim de Republica Moldova, unde au o armată de 7.000 de oameni? România, aceea, frate Florin. Așa. România, frate Florin, a mai crescut cu 45 mai mare sumă alocată pentru 2024, aproximativ, deci 95 de miliarde de lei. Deci undeva cu 30 de miliarde de lei în plus față de anul trecut, așa că ceva exponențial s-a întâmplat. 95 de miliarde de lei, știi cât înseamnă în euro? Știi cât înseamnă în euro 95 de miliarde? Că dacă undeva faci un calcul, 10 sumar, miliarde, 9 miliarde. Adică cât să cumpere 2 tancuri pe care le vor livra, astea vor fi livrate probabil în... Hai să-ți dau un exemplu. România a făcut comandă pentru avionul F-35. Știi când va fi livrat primul avion F-35 României? În anul 2035. Uite, coincidență sau nu, 35 cu 35. Păi până în 2035. Trece războiul. Trece războiul și ne avem acum, tancuri. Acum, de ce v-am spus toate aceste lucruri, prieteni? Pentru că trebuie să ne și pregătim. Putem alege să ne mințim pe noi și să spunem că lucrurile merg bine. Știți că tu spuneai acum emisiunea trecută că sunt mulți oameni care te acuză că produce emisiuni ca să sperii populația. Eu mai degrabă spun că produce emisiuni care să responsabilizeze populația să știe ce așteaptă. Pentru că altfel sunt condamnați săracii să privească la televizor unde li se spune nu vine, domne, războiul. Păi pe ce vă bazați, fraților, că nu vine războiul? Aveți vreo pilă la Putin? Și v-a spus el că ocolește România. Păi ăsta deja și-a pus și-a masat aciu forțele. Când Germania spune pregătiți-vă, când Anglia spune pregătiți-vă, totuși oameni de 10 de ori mai serioși decât să-mi fie cu iertare generalii noștri sau politicienii noștri. Dacă ăștia zic că vine și să ne pregătim, eu nu știu de ce sunt prin mass media românească oameni care acceptă să intre în ridicolul acesta doar de dragul de a nu induce panică în populație. Nu trebuie să induci panică, trebuie să le explici ușor oamenilor. Măi, fraților, hai să ne pregătim, că vine nenorocirea și ne ia pe nepregătite de... O să ajungem după aceea să nu mai știm încotro să apucăm. Măcar să știm ce se întâmplă, să-i vezi și pe ei că fac un plan. Dom'le, dacă se întâmplă asta, facem asta. Dacă vine vijelia din stânga, o luăm și noi în dreapta, sau o luăm în sus, sau o luăm în jos, dar nu ne ducem acolo de unde vine vijelia. Oamenii trebuie să pregătiți. De ce, prieteni? Pentru că nu mai avem resurse. S-au cheltuit foarte multe resurse în Ucraina. Resurse pe care vedeți că acum am rămas dator să le dăm populației care le merita. Iată, nu la întâmplare este această revoltă a fermierilor. Păi am auzit șocat declarația unuia dintre fermierii mari din Germania, care a spus că după ce își strânge recoltele, după ce plătește oamenii, după ce plătește taxele, după ce își plătește motorina și, mă rog, mecanizatele lui de acolo, rămâne cu o medie de 1500 de euro pe lună. Și a zis omul, păi mai degrabă vând tot și mă angajez undeva și câștig de 2 ori mai mult oricum. De ce să rămân atâta stres pentru 1500 de euro? Vedeți, lucrurile au luat o amploare urâtă, pentru că banii s-au dus pe un război unde oameni care n-au fost antrenați au folosit armament cu nemiluita. De exemplu, rachetele Javelin. Alea sunt rachete foarte scumpe. Vă aduceți aminte câtă casă a făcut de ele? Că ele trăgeau în tancurile rusești.
Știți care e problema rușilor? Că au atât de multe vechituri acolo, cât n-avem noi rachete să fărâmăm vechiturile lor. Și asta e problema noastră, că am cheltuit ce n-a trebuit. Dar, mă rog, trebuie să ne pregătim, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat, vor fi aceste lucruri. Să nu vă mințiți singuri, prieteni. Ce trebuie însă să facem noi? Să nu ne temem. Ce înseamnă să nu ne temem? Ce înseamnă să nu ne temem? Înseamnă să ne facem un plan. Ascultați, vă citesc doar un verset ca să mă înțelegeți. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu și vreau să fiți foarte atenți la acest verset. Luați seama să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, citesc mai rar ca să mă înțelegeți, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Am citat din Efeseni 5, 15 la 17. Prieteni, la știri vă vor spune și se vor bate cu pumnul în piept, nu vine, Domne, niciun război. Dar de unde știu ei că nu vine niciun război? Că așa v-au spus și după aceea o să întoarcă roata, că așa e la televizor. Azi zic una, mâine zic alta, poi mâine o întorc din nou. Ei pentru asta ați plătiți acolo, să spună lucruri. Cu ce vă alegeți voi? Cu ce mă aleg eu? Știți cu ce? Ajungem să devenim stresați, anxioși, pentru că suntem nepregătiți. Să nu fiți oameni de genul acesta. Mai degrabă, nu uitați că avem un Dumnezeu deasupra care poartă de grijă, dar dacă tot te încrezi în Dumnezeu, nu înseamnă că trebuie să te desprinzi de realitate. Trebuie să înțelegi ce se întâmplă. Și crede-mă, când vei înțelege cât de aproape suntem de dezastru, s-ar putea să te încrezi în Dumnezeu mai mult decât mințindu-te că merge totul bine. Da, te rog, poate că ai întrebări. Da, am putea lua câteva întrebări și de la public. Vreau să trecem puțin în revistă și ceea ce fac fermierii în Europa, ceea ce vedem prin mass media, de fapt pe social media, aceste dezastre care ei practic se opresc și opresc circulația, aruncă cu noroi, aruncă cu pământ. Unde vor să ajungă și oare dacă chiar va fi o reformă în zona aceasta agricolă în Europa să ajute fermierii? Pentru că dacă nu, cumpărăm tot timpul de la alții. Păi uite că scrie tot Biblia. Vrei să vezi că, știi că îi șochează pe mulți oameni. Ascultă analizele mele și mi-au spus, domnule, faci niște analize de academie. Dar de ce te compromiți după aceea, exact când mi-e lumea mai dragă și ascult și o analiza ta, te întorci la Biblie. Zice, dintr-o dată ne aducem aminte că vii și ne trântești Biblia în față. Așa, parcă cumva dai la o parte tot ce ai spus în analizele strategice. Ei aflați că o să citesc din Biblie și mai mult, pentru că e singurul document care a spus clar ce se va întâmpla. Pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Păi ce produce foametea? Foametea o produce lipsa de hrană. Cum vă închipuiți lipsa de hrană? Și care ar cam fi cauzele lipsei de hrană în generația noastră? Vă întreb așa ca la clasa întâi, ca să ne dăm seama. Păi este lipsa de producție agricolă, este lipsa de producție animală, este lipsa de teren agricol, apoi sunt factorii externi. Este lipsa fertilității pământului, otrăvirii apelor cu pesticide și tot felul. Este clima care poate să deranjeze. Ia spuneți-mi, sunt toate astea vizibile astăzi? Că dacă ne uităm la ele, vă veți da seama de ce săracii fermieri au ajuns să nu-și mai găsească răsuflarea. Trebuie să ne punem în pielea lor. Oamenii aceștia muncesc pe brânci. Nu trăiesc în confort. Și momentele acelea când au un confort, sunt atât de obosiți după chinul și efortul câmpului, încât nici nu pot să se bucure de bucățica aia de mâncare pe care le-o pui în față. Poți să le pui caviar și nu știu ce prăjitură făcută. Nu o să se poată bucura pentru că sunt atât de istoviți. Nu mai au nicio satisfacție. Păi te uiți la ei, oameni care sunt erodați fizic, erodați mental, erodați psihic sau spiritual. Pentru ce? Că ajung să se întrebe și ei săraci, pentru ce? Și s-ar putea ca unul după altul să capoteze și să spună, domnilor, ocupați-vă voi de agricultură numai, că mi-a ajuns.
Mă duc și ca și acel fermier, v-am spus, era unul dintre fermierii mari, avea 2000 de hectare în lucru, fermier mediu sau mă rog, cum era, 2000 sau 20.000, nu mai țin minte, de hectare. Și a zis, mă las de treabă, că dacă îmi rămân doar 1.500 de euro, mi-au rămas pe lună, păi mă angajez, nu știu ce a zis el acolo, mecanic de nu știu ce și câștig 3.000, câștig dublu și nu mai am stres. Gândiți-vă că va fi, a spus-o Domnul Iisus Hristos, vor fi foamete și ciumi. Păi dacă a zis Dumnezeu că va fi, apoi așteptați-vă că va fi. Să nu credeți că trimitem noi un proroc care visează el noaptea și ne spune că va fi mâine bine. Că a văzut el nu știu ce focuri în jurul, în jurul României. Oameni din ăștia mai caragioși decât clovnii din circ. Prieteni, realitatea e mai crudă decât credem și noi am uitat să ne uităm în Biblie. Ne luăm după unul și altul și uităm că Dumnezeu ne-a spus, aveți grijă că se vor întâmpla niște lucruri, pregătiți-vă. Că asta îți spune aici, vegheați, 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 luați seama, luați seama, luați seama, veți auzi, să nu vă temeți, dar să știți că se vor întâmpla. De ce nu fi zis Dumnezeu, aveți grijă că se întâmplă? De ce nu ne-o fi spus, e, lasă că nici nu o să intereseze pe ei sau că nici nu interesează oricum, nu trebuie să știe ei din asta. Le spun, mă, copii, vegheați și când va fi, va fi și când voi veni, voi veni. De ce a trebuit să adauge el toate detaliile astea? Ca să ne pregătim pentru ele, prieteni. Pentru că, ia închipuiți-vă un aspect. Cum ar fi ca tu să fii la tine acasă, să lucrezi și eu să trec pe lângă casa ta și să văd că iese fum mult din spatele casei tale unde tu nu vezi și tu ești liniștit acolo, stai cu nevastă ta, poate și servești masa în curte. Și eu văd că e fum și să trec nepăsător înainte, să zic, ei, lasă că o vedea el, s-o prinde el când o fi. N-aș fi eu la fel de criminal ca și cel care poate ți-ar fi pus focul intenționat. De aceea vă spun, prieteni, când vezi că se întâmplă lucrurile și că au început să se întâmple și nu avertizezi poporul, tu ești mai criminal decât acel inamic care omoară. Ezechiel 33 ne spune clar că străjerul trebuie să avertizeze poporul când vede că vine sabia, când vede că vine prăpădul. Mai avem străjeri care avertizează poporul, vă întreb. Sau sunt toți acum în teologia asta bunului mers a prosperității și vă spun că va fi bine, Dumnezeu poartă de grijă. Prieteni, ascultați ce vă spun, El ne-a avertizat, pregătiți-vă că vor veni. Nu desfințați Biblia. Dacă în Matei spune asta, în Luca spune asta, în Marcu spune asta, Ioan ne spune asta în Apocalipsa, apoi trebuie să ne pregătim. O știe el Dumnezeu de ce ne-a avertizat. Mergem mai departe. Mă scuzați. O să luăm câteva întrebări care vin de la ascultători. Ce ar trebui să facem noi? Cum ar trebui să ne pregătim? Sunt câteva întrebări care le-am tot văzut. Cum să ne pregătim pentru astfel de momente în cazul în care ne-am pregătit de război sau în cazul în care merg lucrurile tot mai se afundă în această criză, sigur, economică, criză de identitate, criză chiar și spirituală, sigur. Totodată am vrea să încurajăm în această seară ascultătorii prin faptul că vrem să rămânem în Hristos, în Dumnezeu, să ne pregătim în primul rând spiritual, dar și în celelalte aspecte, să fim înțelepți. Ce trebuie să facem noi este să ne creștem capacitatea de reziliență, atât fizică cât și spirituală. Ce înseamnă reziliență? Conform dicționarului explicativ al limbii române, este capacitatea cuiva de a reveni la normalitate după ce a suferit un șoc, după ce a trecut printr-o tragedie, după ce a trecut printr-o problemă, adică să nu rămână la pământ. Cum o facem noi? Trebuie să creăm o strategie, sub nicio formă, punând capul în pământ ca struțul. Sub nicio formă, ascultând sau preferând predici care să spună cât de bun și frumos ești. Știți, din povestea cu albă ca zăpada, numai acea femeie și-a creat eu o oglindă fermecată care să-i spună că ea e cea mai frumoasă din țară, deși era săraca cea mai urâtă din țară. Nu vă mințiți singur, nu vă creați oglinzi din acestea care să vă spună că va fi bine. Reziliența, prieteni, înțelege realismul situației și înțelege că frica e normală. Înțelege cum să controleze frica, înțelege că trebuie să avem o nădejde. Ce este nădejde?
conform dicționarului, este convingerea și încrederea că ceea ce facem se va realiza, că acela în care ne încredem ne va ajuta. Avem noi pe cineva în care să ne încredem? Desigur că avem, pe Dumnezeu. În al doilea rând, noi trebuie să înțelegem că cetățenia noastră nu e aici și că indiferent ce s-ar întâmpla și dacă ne vom pierde mâine viața, știm unde mergem. Noi știm unde mergem. Dar consider că nu este un semn al sănătății mentale și nu este un semn al sănătății spirituale că atunci când războiul este de jur împrejurul nostru, când toate forțele mari ale Europei, Marea Britanie, Germania, spun pregătiți-vă pentru război că vine urgia, noi, mergând pe premisa vorbelor unor analiști români care deocamdată n-au demonstrat nimic, în afară de români n-au auzit nici cerul, nici pământul de ei, să zicem, las că va fi bine. Prieteni, învățați să vă luați informațiile de unde trebuie și să nu vă mai încredeți în oamenii slabi. De unde știți când sunt oamenii slabi? Păi da, n-au auzit nici cerul, nici pământul, să nu credeți voi că dacă n-au auzit nici cerul, nici pământul de ei, dintr-o dată sunt cei mai buni și cei mai extraordinari. Știi, ca acel mit, am valoare, dar nu mă vede nimeni. Luați-vă informațiile de unde trebuie, pentru că prea mult a fost mințit acest popor și prea mult a fost împins spre semi-analfabetism. Aveți dreptul la viață și aveți dreptul să vă trăiți fericiți, dar fericirea, să știți că nu vine niciodată mințindu-vă singuri. Las că va fi bine. Biblia spune că va fi rău și trebuie să ne pregătim pentru cei mai rău. Și dacă Dumnezeu va spune la un moment dat, hai că mai amân partea asta cu războiul, slavă Domnului, dar am fost pregătiți măcar. Ce te faci însă dacă tu zici, las că amână Domnul și Domnul nu mai amână? Nu intri tu în situație nepregătit? De aceea vă spun, aveți încredere în Dumnezeu și căutați să vă controlați viața și fizică și spirituală, căutând să vă balansați emoțiile, să nu lăsați emoțiile să vă domine viața. În al doilea rând, să vă gândiți ce se va întâmpla cu mine dacă mâine vine război în România și primul pe care îl împușcă poate sunt eu. Unde merg? Am viața pusă în rânduială? Sunt în relații bune cu familia mea? Sunt în relații bune cu biserica mea? Sunt în relații bune cu frații și surorile? Pentru că dacă astea nu le ai cu certitudine, nu vei răspunde la cea mai importantă întrebare. Sunt eu într-o relație personală bună cu Dumnezeu? De aceea, un om care crede că totul e bine și că las că poartă Dumnezeu de grijă, eu consider că e un om iresponsabil. Un om responsabil se pregătește realist. Știe că în orice clipă poate să vină dezastru. Prieteni, mie, dacă vreți, mie mai ușor că sunt la 3.000 de kilometri, 4.000 de kilometri distanță. Dumneavoastră sunteți chiar acolo. Sunteți în drumul lor. Când vor veni spre Europa, pe acolo trec. Să nu credeți că fac un pod peste România și vin înspre Marea Britanie sau spre America. De aceea, eu aș zice că e mai înțelept ca poporul român să se roage mai mult, frații să aibă părtășie mai mare unii cu alții și surorile, biserica să stea în unitate, să stea în veghere, pentru că nu-s vremuri bune. Ia spuneți-mi, credeți că dacă ne uităm cu adevărat către, într-o retrospectivă, așa, lucrurile au mers din bine în mai bine, ne-am revenit? Mie mi se pare că au mers din rău în mai rău. Economic suntem în colaps, militar suntem în colaps. Uite, ați vorbit de marele NATO. Păi marele NATO cumulat n-are în total câte tancuri are Rusia. Vedeți, ne-am luptat noi, dar până la urmă avem cu ce? Asta e marea problemă pe care, uite, cea mai mare trebuia să fie vârful de lance al acestui exercițiu militar. HMS Queen Elizabeth, cea mai mare navă portavion a Marii Britanii, trebuia să fie flagship al acestui exercițiu militar care se face acum, al NATO. Steadfast. Și uite că s-a stricat în port. Nici n-a putut să plece. Direct am început, cum s-ar spune, în viteza marșarier. Păi când ai situațiile astea, te gândești cu groază ce se întâmplă. Pentru că, repet, și vă rog, notați-vă, că o să ajungeți la vorba mea la un moment dat. Până în momentul acesta,
Rusia a tras doar cu artificii, a consumat ceea ce pregătise să caseze oricum. Ei nu și-au consumat armamentul bun. Ăla îl pregătesc pentru NATO. Ei au consumat doar ceea ce normal trebuia să caseze. A spune voi, da, dar au murit foarte mulți oameni. Din nefericire, paradigma de război a Rusiei nu ține cont de viețile omenești. Pentru ei, sacrificiul pentru mama Rusie este sacrificiul suprem. Nu contează dacă sunt 100, 1000, 100 de mii sau 1 milion de oameni sacrificați pe zi. Pe ei îi interesează să fie proslăvită Rusia, mama Rusie. Doar că războaiele nu se poartă cu carne de tun. Eu v-am mai spus că noi putem să ne strângem 1 milion și să plecăm cu mâinile goale. N-avem ce să facem. Războiul se poartă din totdeauna. De la pietre, bolovan, prăștii, săbii, sulițe, până am ajuns acum la bombe atomice. Cine n-are tehnologie militară nu poate să facă față. Păi eu vă recomand să vă uitați la înzestrarea armatei române, că sunt publice datele. Și veți vedea că n-avem mai de niciunele. Mă înțelegeți voi? Voi știți că la Revoluția Română, și vă spun asta pentru că am avut acces la acele informații desecretizate, dar mă rog, acum cumva dispar de pe internet ca să nu sperie oamenii. În anul 1989, România a consumat în prima seară tot armamentul antiaerian. Tunurile antiaeriene au tras toată muniția într-o singură seară. În timpul Revoluției Române din 1989. De aceea, eu zic, e mai degrabă să fim realiști decât să mergem la piață crezând că o să cumpărăm 20 de sacoșe de legume când colo noi n-avem bani să cumpărăm niciun măr. De aceea vă spun, dacă ești realist, ajungi să gândești o strategie bună. Da, președintele Eleanor Roosevelt al Americii spunea, nu e suficient să vorbești despre pace, trebuie să crezi în ea, și nu e suficient să crezi în ea, trebuie să faci efortul pentru a obține. Cred că pacea se poate obține oare doar prin război, pacea se ține doar cu război, din punct de vedere sigur, uman, nu vorbim spiritual. Sigur, și spiritual, lucrurile stau în felul următor. Este un război spiritual. Pacea lui Dumnezeu este singura pace care aduce libertate, aduce liberare, aduce viață. Însă întunericul poate fi prin lumina. Absența luminii, întunericul e întuneric. Lumina face ca întunericul să dispară. Așa că, până la urmă, ține de noi. Ține de noi să fim în lumină, să fim lumini ca întunericul să dispară. Aș vrea să mergem aici înspre zona noastră creștină, spirituală, ca și ucenici al Dumnezeu. Înainte să mergem, pot să fac o mențiune. Războaiele spirituale sunt războaie personale. Războiul spiritual e un război personal. Războaiele fizice sunt războaie ale națiunilor. Acolo să luptă zeci de mii de oameni cu zeci de mii de oameni, cu tancuri. În războiul spiritual ești tu și Dumnezeu cu latura spirituală. Eu pe tine te pot ajuta doar susținându-te în rugăciune și cam atât. Dar războiul spiritual îl vei purta tu. Eu nu pot să port războiul tău, tu nu poți să porți războiul meu. Vreau să fie foarte clar, pentru că e o confuzie foarte mare, mai ales în cercurile carismatice. Războiul spiritual, prieten, nu e un război de turmă. Niciodată. Întotdeauna este un război individual, iar individului cu forțele acelea prin armura lui Dumnezeu. Doar că noi nu ne putem alia decât eu rugându-mă pentru tine, dar războiul tot tu îl vei purta. Eu nu-l pot purta pentru tine cum tu nu-l poți purta pentru mine. E o vastă diferență. Aici e o mare confuzie pe care o fac mult și au senzația că e cam cum se întâmplă acum cu Rusia și Ucraina. Ne strângem noi toți românii în biserică și ne vom lupta spiritual cu toate. Noi ne putem ruga pentru izbăvire, pentru eliberare, pentru vindecare, dar voia se face doar a lui Dumnezeu și doar în felul în care luptă persoana respectivă. Pentru că eu, repet, nu pot avea credință pentru tine și tu nu poți avea credință pentru mine. Bun, mai luăm câteva întrebări pe subiectul acesta, la subiectul nostru din această seară, pregătirea populației de către țările NATO pentru apărare. Ne spune Radu Gândila, păi una dintre condițiile de accedere NATO a fost diminuarea efectelor și casarea vehiculelor neconforme și cumpărarea de la Occident
armamentului compatibil, așa că ne-a obligat să reducem efectivul trupelor și să le plătim cu bani grei și tehnica de luptă cele are din dreptate, afară. Are dreptate, fratele, foarte mare dreptate, îl felicit pentru această observație. Și mai departe... strategii militari, să ne spună ce au făcut cu ele. Corect. Și mai departe tot el spune, fratele Radu, când România e vândută pe bucăți străinilor, atunci pe cine să apărăm? Multinaționalele? Cred că tot noi românii suntem un popor care... ar fi o întrebare să punem dacă în caz de război ce am apărat în România și puteți să răspundeți. Îți recomand să faci acest sondaj. Să-l publici pe Vocea Creștinilor. Dacă e nevoie, voi vorbi cu toți administratorii de la Genesis, să-l publicăm și noi la Genesis. Vei rămâne surprins. Uite, eu îți spun acum un lucru, nici nu știu dacă am voie să spun asta, dar îl spun așa, rămâne mai între noi. Pe masa guvernului a fost pus un document care se va discuta zilele acestea în Parlament. Este un sondaj care nu va fi dat publicității. Pentru că acel sondaj spune că singurii dornici să-și apere țara sunt persoanele peste 65 de ani. Cu alte cuvinte, cei care au terminat armata atunci de mult, aveau spiritul acela patriotic. Corect. Sondajele reale și nefiltrate spun că în cazul unui război, toată populația tânără, fii atent ce-ți spun, capabilă de război, se gândește foarte serios, asta spune prognoza, să părăsească țara în primele 12, nu 24 de ore, în primele 12 ore de la vestea că se va intra în război, părăsesc, fug la graniță și sar dincolo. Românii nu vor să lupte pentru țara lor. De aceea, cumva, îmi este și așa, parcă mi se strânge inima, pentru că sunt în mass media românească, sunt invitați niște generali foarte competenți. Oameni foarte competenți, dar care, vezi, pentru o mână de bani se pun în situația asta ridicolă în care, ca să țină populația, mă rog, așa, cu ochii în soare, la cererea diriguitorilor români, se pun într-o situație ridicolă. Și îmi pare rău, pentru că dânsii chiar sunt competenți, dar uite, au ajuns să se, da, pentru o mână de bănuți, să spună ce nu trebuie. Dar că în caz de război ai plecat din țară, ai rămâne în țară, te-ai înrola în armată, dă doar un răspuns cât se poate de natural și simplu. Aș rămâne, aș pleca din țară, n-aș avea pe cine să apăr. Sigur, întotdeauna vom apăra familia. Asta este clar, cred că oricine, orice familie și-ar apăra membrii, nu ar fugi. Dar... cum ziceai, frate Florin, eu cred că generația de la noi, de la mine în jos, de la tine în jos, generația 35 în jos, e o generație în care greu poate să facă față, dat faptul că e greu să ducă poate un gunoi până la colțul casei, să curețe un cartof, să facă curățenie, să-și facă patul, și așa mai departe, sunt lucruri cât se poate de normale, cât se poate de simple, dar când e vorba de apărare, cred că lucrurile sunt mult mai complicate. Ciprian, și să ne păzească Dumnezeu din război, pentru că eu îți spun un lucru, războiul nu-i de joacă cu el. Acolo mor oameni. Mor oameni și mor în niște condiții groasnice. Am... în domeniul în care am fost instruit, am avut acces să văd ce înseamnă hai să spunem așa, în termenii cât mai simpli, ce înseamnă o rană de om venit de la război? Nu vrei să vezi. E mai rău decât în filmele de groază. Păi voi de ce credeți că Ucraina în momentul acesta nu mai poate să acceseze populație? Nu mai vor să meargă în armată. A fost primul val atunci hai să spunem, patriotism, naiv, în care oamenii au crezut că e ca în jocurile video, că s-au jucat ei Counter-Strike sau mai nu știu ce jocuri video și ei s-au împurcat și totul cam ca acolo. Da. Știi cât de repede dispare entuziasmul războiului când auzi lângă tine cum geme de durere și auzi sunetul morții cum se instalează într-un trup și te uiți la el și îl vezi că e jumătate lipsă? Nu vrei să vezi așa ceva. Eu vă spun, e groaznic, rugați-vă ca Dumnezeu, dacă e să vină mâine să-și răpească biserica, să ne păzească de așa ceva, pentru că un război e groaznic.
îmi doresc din suflet și din inimă să nu se ajungă în România la așa ceva, pentru că, repet, e groaznic. Uite, cei mai mulți ne spun pentru ce să lupt, aș apăra familia, pentru ce să lupt bine, în România. Este o informație validă. Acum, eu mă pun în situația dumnealor și n-aș condamna astfel de oameni. Pentru că au ajuns să trăiască de pe o zi pe alta. Au ajuns efectiv să plângă pensionarii noștri pentru că au muncit o viață și n-au avut o pensie și să uite lung cum alții pe la guvern pe acolo împart pensii din astea speciale de câte 20-30 de mii de euro pe lună. Și acum tot pe săracii ăștia să-i trimit să lupte. Tot, o să te întrebe pe bună dreptate, domne, ce să apăr eu? Că țara asta nu mai aparține mie și nu-mi dă nimic. Eu n-am nici bani să-mi iau haine, n-am nici bani să-mi iau mâncare, n-am bani să-mi duc copiii să fie educați, îmi luați taxe și impozite, pentru ce să vă apăr eu? Duceți-vă voi! Să știi că s-a pus problema asta. Avem oameni... Uite, hai să-ți zic o chestiune. Lumea se plânge că România n-are rezervă. Tu știi câți angajați au serviciile speciale din România? Asta înseamnă poliție, securitate, servicii de informații, SRI și așa mai departe. Sunt peste 50.000 de cadre. Ascultă ce spun. Trimite-ți pe ăștia întâi. Asta e întrebarea mea. Păi tot pe amărâți trimiți carne de tun. Ăștia care iau pensiile mari. E cu iertare. Au pensii speciale, atunci să meargă și într-un mod special să-și apere patria. Să nu trimită tot pe omul ăsta care săracul abia își câștigă existența. Nu? Așa ar trebui. Frate Vlăin, n-ar trebui să învățăm de la poporul izraelian prin faptul că și-au trimis tinerii, fete, băieți și lupt acolo și rămân și nu fug din țară. Care este diferența? Noi am mai pus întrebarea asta. Care e diferența între tinerii noștri și tinerii lor care rămân acolo, luptă câte două, trei săptămâni? Și chiar o să punem un video imediat, despre un soldat izraelian, chiar de la fratele nostru Daniel Stanger, l-a vizitat la spital. Câteva lucruri care le-a spus acest soldat. Da. Știi care este diferența? Diferența stă în mentalitate. Uitați-vă cu atenție în spatele meu. Dacă poți da un cadru larg, Ciprian. Uitați-vă, vă rog, cu atenție în spatele meu. Acolo este steagul Israelului. Orice evreu își respectă etnia lui și respectă culorile steagului său. Ați văzut? Aceea nu este de fapt o stea. Că multă lume zice că e steaua lui David. Sunt două triunghiuri suprapuse. Unul reprezintă Trinitatea lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cel de-al doilea reprezintă compoziția pe care o are omul, trup, suflet și duh. Și omul, ca să poată să fie om, trebuie să aibă lângă sine implementat și interconectat mereu relația sa să fie clar interconectată cu Dumnezeirea, cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta înseamnă în mentalitatea unui evreu. Iar asta, vezi tu, tinerii evrei sunt crescuți, Ciprian, în mentalitatea dreptății, bunătății și adevărului. Oamenii aceia merg să-și apere țara, merg să-și apere teritoriile, pentru că teritoriile acelea sunt sfinte pentru ei și nu i-au trădat niciodată. Un evreu, o evreică, el știe că merge la luptă cu arma în mână, pentru că țara lui nu-l va trăda niciodată. Echitatea va fi echitate, respectul va fi respect, cinstea va fi cinste, răsplata pentru ceea ce a făcut va fi răsplată. Păi poporul român a fost furat, a fost vândut, a fost bătut. Ei nu au avut parte de echitate, ei nu au avut parte de bunătate, ei nu au avut parte de dreptate. Și atunci de ce și-ar apăra țara? Dacă vreți să învățați de la poporul evreu, priviți la ei, o mână de oameni, dar care țin în palma lor 25 aproape la sută din premiile Nobel ale istoriei. Cum adică un popor atât de mic ar încăpea în Oltenia, ar încăpea în Muntenia, toată țara Israelului ar încăpea în Oltenia. Cum adică acolo ei au
atât de mulți, 25% din premiile Nobel. Știți că oamenii de știință lui Hitler au fost în cea mai mare parte a lor evrei, până când au fost declarați indezirabili și trimiși la ars. Dar invențiile și toate astea le-au fost date de ei. Oppenheimer, Einstein, și aș putea să vă dau o listă lungă. De ce? Vedeți voi, au știut să aibă respect pentru țara lor, pentru că țara lor le-a dat mereu înapoi. Așa a lucrat Dumnezeu. Asta trebuie să aibă poporul român. Să se uite, să-și dorească să fie cei mai buni în domeniul lor, să-și dorească să fie laureații premiilor Nobel, să-și dorească să nu mai, iertați-mă, voi folosi o expresie, nu e tocmai academică, dar ca să mă înțelegeți, și mic și mare, nu mai lăsați pe tânjeală. Nu mai stați cu mâna întinsă. Creați-vă voi o autonomie. Așa cere, așa a creat Dumnezeu omul. Vedeți? Poporul român a stat cu mâna întinsă. Mentalitatea asta e sâcâitoare pentru mine. De exemplu, las că ne apără americanii. Noi suntem NATO și NATO nu ne lasă. De unde știți voi cât va dura NATO? Păi dacă America mâine pleacă, și să știți că Donald Trump a spus-o clar. Dom'le, eu nu mai cheltui bani pentru Europa, că nu mai am interes în Europa. Prieteni, rămâneți fără niciun NATO. Ce vă faceți atunci? Ce vă faceți atunci? Voi trebuie să fiți siguri că puteți rezista voi, prin voi înșivă. Poporul român trebuie să fie capabil, pentru că nu e un popor de aruncat. E totuși un popor istoric. Are oameni care trebuie respectați. Da? Biblia ne-a spus că noi trebuie să fim oameni ai dreptății. Nu doar ai bunătății, ci și ai dreptății. Manifestați bunătate față de poporul român, Efeseni 5:9, manifestați-o însă în dreptate, fără furtișaguri, fără scurtături, fără las că mă descurc eu, am închis ochii, merge și așa. Și manifestați un adevăr și veți vedea că România va avea numai români care de drag își vor apăra patria. Dar ce să apere acum? Că patria ți-a cam luat tot. E ca o pușcărie. Păi mai degrabă vor să fugă de acolo decât să își apere pământul. De aceea, pe masa guvernului este acum un sondaj care i-a speriat. Să știți că zilele viitoare va fi ședință de urgență și se va discuta în Parlamentul României stagiul voluntar deocamdată pentru armată. Ce înseamnă stagiul voluntar? Adică cine vine să se înscrie. Problema e că la stagiul voluntar nu se va înscrie mai nimeni și își vor da seama că va trebui probabil stagiu obligatoriu în viitor. Pentru că la stagiu voluntar cine să vină? Mă înțelegeți voi? Da, discută și despre... Îți vor da seama că în momentul în care au făcut stagiu voluntar, trebuie să-i pună în rezervă, adică cu alte cuvinte, domne, nu mă duc doar să trag pe gratis cu pușca, mă pune și în rezervă, adică în caz de război, pe mine mă ia primul, când o să înțeleagă tinerii români, nu se mai voluntariază nimeni, stai liniștit. Punem o frântună câteva minute despre... Eu nu te mai aud, Ciprian, dacă tu mă auzi. Da, acum cred că mă auzi. Deci o să ne uităm la câteva frânturi, câteva declarații care le-a dat un soldat mesianic, la care prietenul nostru Daniel Stanger, pastorul Daniel Stanger, l-a vizitat cu doi prieteni din România. Am vrea să vedem cam ce zice acest soldat de pe frontul de luptă, în care este în spital la aceste momente și dă câteva declarații destul de interesante. Haideți să urmărim câteva frânturi care aș vrea să le vedem. Deci era într-un dulap de bucătărie închis și acolo a ieșit cu cuțitul. Și a sărit la gâtul unui soldat care trecea pe acolo să verifice și a început să se lupte și bineînțeles că a fost anihilat de celălalt. אנחנו לא ידענו שזה קורה, אז כל הצוות ישר תופס את הנשק, דורך ונשכב על המצווה לחכות ל... תוץ קולג'י מי, עולות הארמה, או פוסו עם פוסי לטראג'רי, שתוץ נפוס לה פמונט, אשתפטון זה ניסד האורדין עושה טראג'ים שינוי. Aș, asta a fost prima dată când a fost expus acestei situații, chiar și soldatul care a fost tăiat la gât, deci a scăpat cu viață. Slavă Domnului!
משם המשכנו לקיבוץ שנקרא מגן. עכשיו פה יחוז העונל קיבוץ למגן, שעשינו משתה? מתחת לנירים ונירוז. ושיסתדו פה נירוז שינרים? זה ממש, זה במרכז של הרצועה, אתם תהיו בנחל עוז, שזה הכי צפון. Deci este Nahal Oz unde o să mergem noi mâine la cules de avocado, este undeva mai nord, dar celelalte kibuțuri de care spune mai sud. Mișam, am simat și la noi ta, gam, ze e tăi carob, ze 2,5 km, mi Aza. Erau 2 km și jumătate de Gaza și asta era scopul nostru principal, să apărăm. Le agen în cole și ubim ce ne înțeim și am și noi că îți suot, pam, de să apărăm ca să nu iasă alți teroriști. Bentaim și ești cohot pe toca Aza. Și deja intraseră în Gaza soldații noștri. אז תודה לאלוהים, באמת שאמר עלינו, היינו נכנסים לעזה, יוצאים הרבה פעמים במהלך. שדומנו נאפוזית, דמולטור, המטרת עם גזה, המשית עם גזה, דפורת דמולטור, שדומנו נאפוזית בפייקה לדעתה. היו שבועות שהיינו נכנסים לשבועיים. הופוסט דוץ כנדה מטרת מטרו דו ספטמון שינו המטור זיקה. וגם אלוהים שאמר עלינו, שדומנו נאפוזית, שבדו ספטמון שינו סנטרופלניק. אני תודה לאל, לא הרגתי אף אחד. Slavă Domnului că eu n-am fost pus în situația să ucid pe nimeni. Că nu știi ce se întâmplă atunci când ești în fața unui terorist față-față. Și nimeni din unitatea mea nu a fost pus în situația asta. La mod și bășvii la octombrie, cu lume mai ucaha, roțim, rac, roim, benadam, zeu. Chiar dacă toți gândeau în 7 octombrie, imediat cum vedem un terorist, gata, scoatem pușca, îl împușcăm și am rezolvat problema. Bigal Cola, רצח ואונס וכל הזוועות שהם עשו שם שרפו את האנשים בחיים. Tuturor lucrurilor care s-au întâmplat acolo, au ars oameni de vie, au violat femei, au ars case. וראינו בעיניים את כל מה שקרה ביישובים שם בניר עוז ובנירים, באמת רואים, נשארו פשוט חמישה גופות קשורות בכיסא ומולם עוד מישהו קשור וכולם שרופים בתוך הבית. Deci lucru care l-am văzut și care mi-a atras atenția și a fost cel mai dureros a fost când am văzut cinci oameni într-o casă, erau legați toți de scaune de jur împrejur și erau toți arși. Vezi, mimete, אף אחד לא חשב שזה יקרה, זה היה... שינימי נוסע גנדית כעשת שבא ספות אל טמפלה. זהו, ואלוהים תודה לאל הביא לנו חוסן וכוח לא להיכנס להלם ולהישאר ככה. Și Dumnezeu ne-a dat putere să nu rămânem în șoc după aceste lucruri sau să rămânem cu urme. Dumnezeu ne-a dat speranță, credință și putere. Și atunci ne lăchăm de manam și rămân, ne năhzir toșovim și de tohaz. Ca noi să luptăm și să apărăm oamenii care au rămas acolo în fâșia Gaza. והנה גם דברים כאלה קורים. שילוקרו כאצ'סטה סנטמפלה. כן, יצאנו לפעילות שבמהלכה התהפך לנו האמר. המשית אטרואקציונה שאינטים פוסטה ג'יפון קררם נוי סארס טורנט. כן, האמר שבר לי את הרגל ככה, ממש נשברה את זה. שיום פוס פרינס סוג משינה דופק סארס טורנט שמיה ספרת אוסו דה קולו. עשה ממש ככה מח את כל החלק הזה של הרגל. הפרסת בפיצ'ור מאו וגם את החזה שהכל לא פפיאפס ממש כל העמר נשכב ככה על החזה שלי תשתות ג'יבו הפוס בפיאפטו מאוש בפיצ'ור מאו כמעט 3 טון 3 טון והייתי במצב כזה ככה לצד ששם פוס אנתרופרטה ותודה לב בגלל שהייתי ככה שיצלב אדום לקדת הוליטה עד שסליפה יש פה קרמיק פלייטס מקדימה ומאחורה Aici sunt niște plăci bune care țin... Mi cădurim. Și urim cădur și zi ațelă tăierii. Era vesta anti-glonț care l-a ajutat și l-a păzit. Bigal și-ai de cacă, și a keramia eu cumu amudim. Și atunci vesta anti-glonț a fost ca și niște stâlpi care l-au protejat. La zame, nișcav cacă cumu, al niște amudim cacă. Și de fapt nu i-a apăsat pe piept, că îi țineau piept vesta anti-glonț, deci nu i-a, că dacă i-a apăsat pe piept, cred că l-a omorat.
אם זה היה על החזה שלך, אולי היית ככה, אז הזכנו מה היה הביאה צדק, לא אבא וסטה אנטיקלונס. אפוס פרטה מול צועמק הרטונת שיבא שיהו היה משה. זה החזה ופה הרגליים. שישה אופוס פיצ'ר למילה, דשמע, דשקר כזה, מה פזיתו. ואמר שוכב ככה, ובגלל המכה מאוד חזקה בראש, אז היה כמו עדף לכיוון העיניים. Și pentru că a primit o lovitură foarte puternică și datorită căștii, deci și ochii au fost afectați foarte rău. Z-a salit dimun bămoah, z-a zua moah ve dimun bămoah. Și a avut sângerare la creier. Ve meahovea înaim, ieș arubot. Și șam, bețem, înaim, z-a arubat aim, ve po înaim, aim. Și așa a fost, dar deci n-a mai fost. Azi nihnaz gămăle dam la rău. A intrat la plămâni foarte mult sânge. וגם הרגל נשברה. שסנג'ה, שפיצ'ורו שרוף. אבל לא הידה. תנוע פוסנג'ה דלוק לפיצ'ורו. כן, לא הצעדי, וירים את האמר ככה. לרדיקל. ומשכו אותי. שימה לא מוסקוס. על האלונקה, ושמו אותי ברכב. שימה פוס פטר, גם מודוס במשינה. ולתוך המסוק. שפוי קליקופטר מודוס לספיטל. כת טימפה נורמה סנטם פטוטה, זה פצ'דאטה. יום שלישי, 16 בינואר, בשעה 1:30. 16 בינואר, ידעת שעקום אפרוסימטי לפתור ספטמון שיש ומתאטה. כן. נגיד מה שאני יודע? ברומנית, כן. ספונת ששנייה רומנשתה. יהו, איך הוא מודה? מולצומסק. מולצומסק דומנו לי. דצ'ה, לא, דצ'ה, לא, דצ'ה. פנטרוקה? פנטרוקה, יהו בחיים. סנטם יאצה. סנטם יאצה. סלאב אדום. סלאב אדום. Eu mulțumesc că ați venit și e m-ați vizit tat. Da. Revenim înapoi în studio. Am ascultat o mărturie a unui tânăr evreu mesianic care a fost pe frontul de luptă, cum spunea el, n-a apucat să omoare pe nimeni, pe cât Dumnezeu l-a păzit. Frate Antonie, cum explici această mărturie? Te rog. Și e mai frumos. Trebuie să explicăm oamenilor ce înseamnă evreu mesianic. Eu sunt un evreu mesianic de asemenea. Evreii mesianici sunt cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Repet, Domnul Așa. Iisus Hristos, cel care a venit acum 2000 de ani, care a fost răstignit, a murit pentru păcatele noastre, a înviat și este acum la dreapta Tatălui și va reveni înapoi, va reveni să ne ia acasă și pe noi când va fi răpită biserica. Asta înseamnă evreu mesianic. Aș spune emoționant și nu se poate să nu te atingă în sufletul tău să vezi declarația aceasta, să vezi cum Dumnezeu a purtat de grijă. Citeam printre comentariile voastre și m-am bucurat că vă place limba ebraică. Spuneau mulți că le place această limbă. Este poporul lui Dumnezeu și voi ați fost altuiți în acest popor. Știți, este scris în epistola către Romani. Ați fost altoiți în poporul lui Dumnezeu. Biserica este parte acum din poporul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că biserica este Israel sau că Israel este biserica. Sunt niște lucruri acolo care pot fi discutate mult. Nu fac tema emisiunii noastre, dar mă bucur și vă mulțumesc din suflet pentru că iubiți poporul evreu. Rugați-vă pentru aceste familii. Sunt mame, sunt tați care știu că au copii la luptă. Rugați-vă pentru prietenul meu, Amir Țarfati. Nu are unul, ci are mai mulți copii plecați la luptă. Acasă la el mai este doar cel mic. Rugați-vă pentru fratele Baruch Corman. Doctorul Corman are copii în război. Nu e ușor pentru astfel de părinți, vedeți, să slujească și să știe că în același timp copiilor sunt duși la oaste. Vă mulțumesc pentru iubirea pe care o purtați poporului Israel, poporul evreu. Vă mulțumesc pentru că iubiți pe evrei și pentru că mai trimiteți câte o încurajare din când în când. Fie ca Dumnezeu să vă răsplătească în mit, în mit. Și nu uitați, dacă Domnul e cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Ca să vedem ce înseamnă un război, noi nu avem încă război în România și mulțumim Domnului că ne-a păzit până la ora actuală, dar să vedeți un tânăr, o mărturie de pe frontul de luptă. Nu e ușor, ați observat frământările, provocările care le-a avut pe teatrul de luptă, nu e de joacă, nu ne dorim lucrul acesta, dar ca să vedeți cum Dumnezeu chiar lucrează în anumite momente și în viața acestui tânăr evreu mesianic. Mergem mai departe la întrebările care ni le-ați trimis, stimați ascultători.
Gabi Surd va escalada conflictul din Israel și țările musulmane se vor ridica împotriva lui Israel. A escaladat deja de azi noapte. Azi noapte Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Acest, să spunem, grup de țări aliate care își apără interesele reciproc au lovit pe teritoriul Siriei, Irakului, au lovit Houthi, gruparea aceasta Houthi, și deja Iranul a declarat că au făcut o greșeală strategică. Este un răspuns, o reacție a faptului că acești teroriști au omorât, au ucis 3 soldați americani. Lucrurile au escaladat și vor escalada și mai mult. Iranul vrea război. Nu este prin propria voință, ci este de fapt o voință impusă, dacă aș putea spune așa. Este prescrisă de către cei doi mari patroni ai Iranului, Rusia pe de-o parte și China pe de cealaltă parte. Lucrurile vor escalada. De ce se vrea război în Orientul Mijlociu? Se vrea război pentru a se întinde cumva conflictul pe toată această linie strategică, din est până în vest. Dar de ce? Rusia, China, Turcia, Iranul servesc în momentul acesta interesele BRICS. Ei își doresc să creeze un nou pol de putere a ordinii mondiale. Ei își doresc ca Statele Unite și Europa să nu mai aibă capacitatea de a domina lumea. Ei își doresc să întrerupă, de fapt, aș spune, modul în care funcționează economia lumii dictat de către Europa și Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, trebuie să înțelegeți că din totdeauna, și Biblia este plină din Vechiul Testament până în Noul Testament, de prezența Persiei și a Babilonului. Până și Apocalipsa numește cuvântul acesta Babilon. Știți cine este Persia? Imperiul Medo-Persan. Persia este Iranul de astăzi. El de fapt a fost numit oficial Persia până în prima parte a secolului 20. Între 1913 pe acolo, sau 14-16, s-a mutat numele din Persia în Iran. Ei sunt actori antici, arhaici, care au fost, rămân și vor fi până la sfârșit și vor agita lucrurile acolo. Da, războiul din zona aceea se va extinde și din nefericire, vă rog, notați-vă lucrul acesta. Pentru că vă va ajuta să vedeți. Nu că am avut noi dreptate, că nu suntem ceva special pentru lumea aceasta, ci pentru ca să înțelegeți că Biblia se împlinește și să-i dați cinste lui Dumnezeu că se ține de promisiuni. Să știți că totul se va răsfrânge asupra lui Israel. Menghina îl va strânge pe Israel. La momentul potrivit, chiar în generația voastră, în anii aceștia, Gog va pleca din Magog. Magogul de astăzi e Rusia până aproape de China. Asta a fost Magogul din totdeauna. Ce înseamnă asta? Înseamnă Rusia de astăzi, înseamnă toată Siberia, până dacă vreți voi, Coreea de Nord și așa mai departe. Vedeți cum ei deja lucrează. Actorii aceștia ușor, ușor vor cobor în sud, prin Tuval și Meșec, adică prin Turcia de astăzi, vor lua calea inclusiv prin România, vor coborî în sud și vor împresura Israelul. Israelul va fi găsit a fi mărul discordiei. Pentru început, ca să-l jefuiască, vor merge ca să-l jefuiască, iar la final, la ceea ce se numește Armagedon, vor veni ca să-l extermine, să-l distrugă pentru totdeauna. Trăiți exact acele vremuri. Veți vedea cu ochii voștri, mulți dintre voi cei care mă ascultați acum. Aveți puțină răbdare, dar fără să uitați că Dumnezeu a planificat lucrurile acestea și dacă El le-a planificat, trebuie cumva să ne și poarte de grijă. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm
cu capul nisip castruțul și să credem că nu ne afectează. Ne va afecta. Dar să fim realiști. Dumnezeu va fi cu noi. Ionuț Sândel, pace frate Florin, dacă se începe războiul și suntem repartizați în lupte, se mai aplică porunca să nu ucizi pentru că vom face crime multe? Este o întrebare foarte grea. Unii vor rezona cu răspunsul meu, alții vor privi cumva printre sprâncene. De aceea vă rog să fiți foarte atenți la modul în care vă voi răspunde și apoi să cereți lumină de la Dumnezeu. Eu vă dau o opțiune. Înainte de toate, când va veni ordin de la stat și nu te vei supune lui, vei fi împușcat tu. Pentru că dacă vei fi mobilizat la armată, mobilizarea la război se face doar în momentul în care este activ pe teritoriul statului legea marțială. Nimeni nu poate să cheme la război decât dacă s-a declarat lege marțială. Legea războiului, asta înseamnă lege marțială. Nu poți începe un război cu cineva decât sub legea marțială. Când va fi legea marțială activă și tu nu te prezinți, dacă vei fi chemat, vei fi împușcat. Este pedeapsa capitală, judecata se face rapid. Acum, ne cere Dumnezeu să fim martirizați de felul acesta? Interesant, eu vă dau niște repere. În Biblie se face distinția între a ucide și a omorâ. Sunt două verbe. A ucide și a omorâ. Porunca spune să nu ucizi. Ce înseamnă a ucide în viziunea biblică? Când iei viața cuiva, ca să-l furi, și o faci cu răutate, și o faci fără să-ți o ceară nimeni. O faci pentru că îți dorești să-l ucizi pe acel om. A omorâ însemna să iei viața cuiva într-un mod legitim. Autoapărare, de exemplu. Chemarea la război a trupelor. Dacă vă aduceți aminte, Neemia scrie: pregătiți-vă să mergem să ne apărăm țara. Fiecare dintre voi, bărbaților, asta scrie, citiți cartea lui Neemia, să se pregătească să-și apere familia lui, nevasta lui, copiii lui, pământul lui, avuția lui. Fiecare cu arma în mână. Vedeți? Acum, nu vreau să intru într-o discuție în care să arătăm cu degetul pe cei care nu vor să meargă la luptă sau pe cei care vor să meargă la luptă. Cugetul vostru vă va spune. Biblia însă, eu vă spun, face o distinție și o diferențiere între a ucide și a omorâ. Repet, cele 10 porunci scriu să nu ucizi. Ce înseamnă să ucizi pe cineva? Să ucizi ca să iei nevasta? Să iei viața ca să iei avuția? Să iei viața pentru că îți place să iei viața cuiva, să iei viața ca să iei bunurile sale sau pentru că pur și simplu te-a supărat sau te-a enervat. Dacă spunem că a merge, pe de o parte, dacă spunem că a merge la război este un păcat, nu m-aș hazarda să spun asta, acum voi puteți să o spuneți în dreptul vostru, aveți libertatea să o spuneți și să o gândiți voi biblic, pentru că veți fi responsabili voi și eu în dreptul meu și voi în dreptul vostru, dar să știți că l-am învinovățit de păcat pe Dumnezeu pentru că El a trimis la război poporul Israel de atâtea ori. N-a plecat că a vrut, a plecat că i-a zis Dumnezeu. Ridicați-vă, veți vedea multe exemple în Exodul, Numeri. Ridicați-vă tabăra, ridicați-vă cortul, pentru că veți merge la război împotriva acesteia sau acesteia. Și vorbesc aici de anumite regiuni, țări sau popoare. Acestui popor, acestei țări și așa mai departe. Dar, întrebarea e următoarea. Știți că Biblia ne vorbește la un moment dat despre uciderea cu vorba. Să știi că nu e nevoie să-i tragi un glonț în trupul unui om sau să folosești baioneta. De multe ori noi ucidem cu vorba. Nu omorâm cu vorba, fiți atenți la verbul folosit. V-am spus, Biblia folosește două verbe distincte. A ucide și a omorâ. A ucide și a omorâ. Lucrurile acestea sunt diferite în cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt folosite ca atare. Nu-mi permit să vă spun, duceți-vă la război sau să nu vă duceți la război. Judecați-o voi singuri. Sfatul meu este să
Priviți ce au făcut în vechime oamenii, ce au făcut în timpul Domnului Iisus Hristos. Pentru că noi nu ne putem găsi scuze în afara perimetrului biblic. Da, interesant. Cred că sunt mulți și am întâlnit frați și pastori care au fost în armată, au tras cu pușca chiar și înainte de Revoluție, în timpul Revoluției, care încă cred că ați apărat țara nu este un păcat. Sigur, este o altă generație care n-a mai făcut armata, poate n-a fost în armată, n-a fost încorporat, vede fiecare lucru diferit. Mă n-aș vrea să, fiecare în dreptul lui, cred că ar trebui să facem o judecată clară ce putem, ce avem libertate să facem sau să nu facem, dacă este în conștiința noastră un păcat. Cred că, dar putem găsi, oricum, sunt resurse destul de multe și aici pe canalul nostru, am mai discutat tema asta, cred că acum un an jumate, dar sunt și mulți pastori din țara noastră care au mai dezbătut aceste subiecte. Uite, ceva simpatic, uite, vrei un comentariu simpatic, dar e simpatic, dar și nu mă abțin să nu-l citesc. Vine de la stimabilul ascultător Johan Cast. Zice dânsul, nu există nicio scuză pentru a merge în război și a omorâ pe nimeni. Nu vă lăsați mințiți și manipulați. Dacă toți soldații ar refuza, nu va mai avea loc un război. Dânsul are dreptate, doar că e un caz într-atât de ideal acest caz, încât ar trebui dânsul să-l plătim bine, îi dăm un salariu bun și să meargă să-i convingă pe cei de la nordul României. Să lase armele cu toții jos sau să spună românilor stați liniștiți că desființăm NATO pentru că nu veți mai fi apărați de nimeni, i-a convins pe cei din NATO să depună armele. Ia gândiți-vă, se poate întâmpla. Prieteni, trebuie să fim realiști. Eu vă înțeleg că acum venim cu teoria asta science fiction, dacă și cu parcă, dacă ar lăsa toți armele. Stimate domnule Johan Cast. Vă înțeleg, idealist, discutând, așa ar fi, doar că noi nu mai trăim de mult într-o lume ideală, și anume din momentul în care Adam s-a corupt cu păcatul și Eva s-a corupt cu păcatul. Din momentul acela, moartea a intrat în noi, din momentul acela, și dacă nu mergem la război, noi ne omorâm pe noi înșine în fiecare zi, prin alimentația cu care o mâncăm, prin viața pe care o ducem. Nu mai e nevoie să omori pe alții, că ne omorâm oricum pe noi, prin aerul pe care îl respirăm și pe care îl poluăm. Dacă ar fi să gândim așa, dar vă respect opinia, să știți, ați fost un simpatic cu ideea asta. Bun, mergem mai departe. Nu uita să vă abonați la canalul nostru Vocea Creștină, apasă butonul Abonează-te, butonul roșu și clopoțelul. De asemenea, suntem într-un număr atât de mare, aș vrea să și apreciați. Nu vă spunem doar ca să ne jucăm cu un buton, ci că ne ajută în căutările YouTube să fim tot mai expuși, ca acest video să apară în mai multe canale și să fie cât mai vizualizat. Mulțumim pentru susținere și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bogdan Mocanu spune, dacă Europa nu are destul armament pentru apărare, le rămâne doar bombele atomice, nucleare, pentru a intimida inamicul. Se poate ajunge la astfel de artilerie nucleară? Cine a adresat această întrebare? Bogdan Mocanu. E un om deștept. Și mi-aș fi dorit să nu apară un om deștept, într-atât de deștept încât să adreseze această întrebare. Aș fi vrut să scap repede. Da. Acum sunt forțat să răspund. Ei, aflați că în Marea Britanie strategii militari au avut un debate acum 10 zile în care au ajuns la concluzia că cel mai probabil Rusia va folosi în Ucraina armament nuclear strategic. Tactic, iertați-vă, și strategic. Ce înseamnă asta? Ca să-și creeze o strategie de câștig, vor folosi arme nucleare de capacitate de distrugere mai mică, localizată,
pentru că au ajuns la concluzia că NATO și țările nucleare nu vor reacționa atomic. Ei vor reacționa tot pe linie convențională. Adică, cu alte cuvinte, rușii cumva, spun interceptările și documentele astea, și-au cam dat seama că europenii sunt mai ponderați. Adică nu o să răspundă nebunului după nebunia lui. Pentru că ar însemna să distrugă Pământul. Există acest risc, frate Bogdan, și este un risc real și pertinent. În fapt, în momentul acesta, Europa, și trebuie să mă înțelegeți bine în ce vă spun, Europa nu își dorește sub nicio formă ca Rusia să mai existe. Pentru că e o amenințare mult prea mare. Se vede că ei au ținut calmantele decât câteva zeci de ani și au revenit la metehnele lor vechi, imperialiste și ale războiului nuclear. Și tot amenință. Problema e că ei chiar au arme nucleare, noi nu le avem. NATO are armament nuclear doar prin anumite state. Rusia, în doctrina militară, spune că în momentul în care vor fi amenințați existențial, vor declanșa un atac nuclear. Știți care e problema, prieteni? Nu vreau să o priviți în joacă. În momentul în care va fi lansată prima bombă nucleară, viața pe Pământ, așa cum o știm noi, nu va mai fi. Pământul va fi limitat în capacitatea lui de a susține existența. În fapt, curiozitate sau nu, revenind la cuvântul lui Dumnezeu, vreau să revin puțin, ca să nu vorbim doar despre armată și să nu vorbim și despre cuvânt. Descrie în cartea Isaia, în cartea Ieremia, aluzii în Daniel, despre un atac nuclear. Mai mult decât atât, când va fi împărăția de 1000 de ani, ea nu va fi desfășurată pe tot pământul. Voi știți că acolo ni se spune că va coborî Ierusalimul Ceresc și să dă o dimensiune. Noi nu vom fi înșirați pe tot pământul. Ba din contră, ni se prezintă un proces în care pământul va fi curățat pe alocuri. Oamenii nu vor fi atinși, cei care au murit vor fi atinși de echipe speciale. Pământul va fi însemnat acolo unde vor găsi un cadavru. Armele care vor fi rămas vor fi cumva folosite și arse pe o durată de 7 ani. E energie foarte multă. Se descrie un război nuclear. Ochii vor fi topiți în orbite și așa mai departe. Să nu vă înspăimânte lucrul acesta, că e scris. E Biblia pe care o citiți de zeci de ani sau de zeci de ani unii dintre voi și vă spune că se va întâmpla. Da, se va întâmpla. Aș fi vrut să nu răspund la o astfel de întrebare ca să nu se spună că punem panică în populație. Dar acum 10 zile, să știți că a fost discutat acest lucru și s-a ajuns la concluzia că Rusia va declanșa la momentul potrivit un atac cu armament strategic localizat. Nu mai aud, să știi. Irina Muntean, practic se poate face, ce poate face România dacă e fără resurse militare și financiare în cazul unui conflict militar? România face parte din NATO, până la urmă. Ce poate face România? Că n-am auzit cine. Ce poate face România sau Ucraina? Ce poate face România dacă e fără resurse militare și financiare în cazul unui conflict militar? N-are ce să facă decât ceea ce fac toți. România este angrenată în momentul acesta într-un sistem militar integrat numit NATO, care în momentul în care se va activa prin articolul 5 al actului de constituire al acestui corp, acestei alianțe, va trebui să meargă să lupte. Va împărți armele cu ceilalți, dar va trebui să meargă. Ea are România minimul necesar. Problema este că, în momentul acesta, România nu are suficient soldați și suficientă tehnică militară ca să-și apere propriul său teritoriu. Dacă războiul se va înșira pe mai multe părți, va fi o problemă. Pentru că NATO, v-am spus, NATO știe să-și joace lucrurile.
Gândiți-vă că ați văzut America în momentul acesta este mult mai focalizată ca să apere Orientul Mijlociu, are interese mai mari acolo decât în Europa. Să apere Taiwanul, are interese în proximitatea Chinei mai mari decât are în Europa. Și să știți că doctrina militară americană este prevăzută să lupte pe maxim două fronturi în același timp, nu pe trei. Intră în incapacitate și ei. Așa că lucrurile astea le știe, dacă le știm noi, să nu credeți că nu le știu în altele foruri militare. Pregătiți-vă să fie lucruri mai zdravene, dar nu pot să nu vă pun și de data aceasta o încurajare. Este scris. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Să știți că nu vor fi decât începutul durerilor, Matei 24:8. Și totuși, Domnul ne spune, dacă Domnul e cu noi, nimeni nu se poate lupta împotriva noastră. Când știți că toate aceste lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți? Repet acea întrebare. Și anume, unii oameni care să domine în bunătate, dreptate și adevăr. De aceea, pregătiți-vă, prieteni. Pregătiți-vă, pentru că până la urmă, suveranul nostru este Dumnezeu. Și dacă El e cu noi, v-am spus, dacă vine războiul peste noi și ne împușcă la rând, nu fac decât să ne trimită mai repede acasă. În fracțiunea aia de secundă am ajuns acasă. Nu vă temeți, asta trebuie să vă fie nădejdea. Că noi știm unde ajungem, lângă Dumnezeu. Nu trebuie să vă pierdeți bucuria vieții. Nu trebuie să vă pierdeți dorința de a trăi, de a vă vedea. Da, știm că suntem în ultima generație. Asta nu înseamnă să stăm cu burta la soare sau cu ochii în sus. Noi trebuie să trăim viața ca și cum este ultima zi, dar cu zâmbetul pe buze, să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că știm, repet, unde ajungem. Mergem mai departe. Cristina Lupu, nu doar în lume e forfătă, ci și în biserici sunt multe neînțelegeri, frați se retrag fiecare personal din slujire, cei din conducere s-au ocupați cu funcții și este dureros. Bun, acum afectată este și biserica, cât și biserica locală, sigur, într-o anumită parte și într-un anumit moment, dacă ar fi război, sigur. Până atunci, sigur, biserica are și ea oarecare forfota ei și ar trebui să ne pregătim ca și biserică, ca și frați slujitori, mucenici al lui Hristos. Să știi că biserica va trece prin multe teste și mulți oameni vor capota. Mulți oameni vor fi demonstrați a fi niște lupi în haine de oi. Alții vor fi demonstrați a fi iubitori mai mult de erezie decât de Hristos. Asta nu înseamnă că trebuie să ne descurajăm. Știți, când cineva aruncă bani falși pe piață, nu înseamnă că toți banii sunt falși. Acum să ne mai fie frică să luăm bani de la bancomat sau... Nu toți credincioșii sunt. Ați văzut că sunt o sumedenie de cazuri care au zbuduit România acum recent. Nu înseamnă acum că biserica a murit sau că lucrurile sunt într-un dezastru. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne țină pe noi, în dreptul nostru personal, pe latura cea mai bună și apoi să unim rândurile ca să fim siguri că ducem credința până la capăt. Da, va fi și pentru biserică destul de dificil, atât din punct de vedere al atacurilor externe, cât și tulburărilor interne. Dar nu înseamnă că trebuie să capătăm. O altă întrebare care vine de la ascultătorii noștri. Cum vedeți încheierea unui război mondial dintre Europa cu Rusia din perspectiva cunoștințelor dumneavoastră, Elisei Popa? Mai repete, te rog, sunt câteva cuciuri, nu aud tot. Cum vedeți încheierea unui război mondial dintre Europa cu Rusia din perspectiva cunoștințelor dumneavoastră? Nu se va încheia. Războiul dintre Rusia și restul prieteni a început de multă vreme, din perioada țaristă. El s-a oprit pentru o vreme aparent și s-a manifestat prin binecunoscutul război rece. Ce însemna război rece și ce înseamnă război fierbinte sau
Războiul fierbinte este un război în care forțele sunt implicate direct și se împușcă unele pe altele, efectiv. Război clasic. Război rece înseamnă că ele sunt, se luptă, dar încă nu folosesc, încă nu trag una în alta. Stau față în față și așteaptă momentul potrivit să o împuște pe cealaltă, dar încă nu au trecut la descărcarea armelor. Și asta vă aduceți aminte, cei care sunteți mai de vârstă cu mine sau mult mai înaintați ca vârstă, că noi am trăit vremurile alea ale războiului rece. Vă aduceți aminte de perioada comunismului și cum se desfășurau lupturile. Războiul acesta nu se va opri niciodată, este scris. Cartea Daniel ne spune că războiul va ținea până la sfârșit. Noi suntem într-un război care va fi desfășurat pe mai multe etape. De aceea eu v-am spus, războiul cel de-al treilea mondial a început deja. Din momentul în care Rusia a intrat în Ucraina, a început deja. El se manifestă acolo în război, în ceea ce ne privește pe noi, se manifestă deocamdată doar din punct de vedere economic, social, politic, prin tulburările de rigoare, dar va veni și rândul să ajungă la etapa militară și aici, în Europa. Mai devreme sau mai târziu, pentru că Biblia este clară. Așa va funcționa Gog, care va pleca din Magog. Să nu credeți că va merge prin Europa aruncând cu flori. El va merge prin Europa mărșăluind la război împotriva Israelului. O spune Biblia, repet, citiți cartea lui Ezechiel de la capitolul 37 până la 39. Mai mult decât atât. Ni se spune în cartea Daniel că acest război, acest conflict care, v-am spus, va fi pe mai multe etape, mai multe niveluri de acțiune, va ține până la sfârșit odată ce a început. Și el a început. Una dintre aceste etape va fi intrarea în scenă a Anticristului, ca și lider al armatelor. Cum va intra în scenă? El va face un tratat de pace cu Israel. Păi ca să ai tratatul de pace cu Israel, trebuie ca acolo să fie un război, că tratatul de pace se face doar în timpul unui război. Nu-i așa? Deci, suntem aproape să vină și Anticrist, pentru că războiul deja e în manifestare. Voi credeți că Iranul se luptă singur cu Israelul acum? Nu, el se luptă prin presiunea Rusiei, prin presiunea Chinei. Războiul ăsta, repet, o scrie cartea Daniel de la capitolul 7 până la capitolul 9, chiar îți spune acolo, este scris că războiul va ține până la sfârșit. Deci nu se va termina. Asta a fost răspunsul meu. O întrebare bună. Ce se va întâmpla cu cei din diaspora dacă nu vor răspunde la înrolarea în armată? Dacă este legea așa cum este în momentul acesta, nu li se întâmplă nimic. Pentru că dumnealor în diaspora, cel mai probabil, sunt oameni de după anul în care armata a fost 2007. Declarată 2007, care n-a mai fost obligatorie și atunci ei nu sunt cuprinși sub niciun decret. Înțelegi? Odată ce ai primit documentul de recrutare, din momentul, repet, în care ai primit documentul de recrutare, fie că ai înfăptuit stagiul militar, fie că nu, tu ești deja trecut în analele armatei. Aceștia vor fi oameni care intră sub incidența aceea. Vasta majoritatea voastră însă, care sunteți în diaspora, n-aveți ce să pățiți pentru că încă nu există legea aceea. România nu are o lege, dacă vă vine să credeți. De aceea mâine, v-am spus, nu cred că mâine, dar zilele următoare, asta va fi discutat în Parlamentul României. Și anume, ce ne facem, pentru că nu mai există lege care să asigure armatei române posibilitatea de subzistență. De ce? Armata română în momentul acesta are mai multe posibilitate decât prevede marja de siguranță. Cu alte cuvinte, în momentul ăsta armata română pierde mai mulți oameni decât angajează. Ceea ce înseamnă că dacă mergem în ritmul ăsta, la un moment dat va dispărea definitiv. Voi știți, de exemplu, că Olanda, țările nordice, au început să-și destructureze armata. De exemplu, și aici
aș vrea să fiți foarte atenți la o chestiune. Olanda în anul 2011, adică acum 13 ani, și-a desființat ultima unitate de tancuri. Au vândut toate tancurile, au vândut avioanele, pentru că s-a crezut că s-a terminat cu războaiele astea aduse cu pușca, cu tancul, cu bombele. Așa a crezut și România. Și ea nu mai angajează în momentul ăsta oameni cât să suplinească ce pierde, că sunt mai mulți care își dau demisia. Și se încearcă introducerea unei legi numită voluntariat în armată. Cu alte cuvinte, oamenii să meargă, să se ofere voluntari pentru instruire, vor fi trecuți cel mai probabil pentru un ciclu care va dura minim o săptămână de instruire, minim, în care ei vor fi plătiți ca să meargă acolo să fie instruiți, doar că odată ce ai fost, te-ai oferit voluntar, tu intri în corpul de rezervă, de rezerviști. Și când va începe războiul, ești chemat la oaste. Eu îmi fac datoria morală să vă spun și lucrul acesta. Sunt ferm convins, ați putea spune voi, da, dar legea n-a fost încă pusă, de unde știi tu mai dinainte. Sunt ferm convins că asta se va întâmpla, că pe ei nu interesează să vă antreneze pe voi să trageți cu pușca ca să vă luați după aceea puși de vânătoare. Acolo va fi undeva un articol în care spune că veți deveni rezerviști, cel mai probabil. Trebuie să aibă un beneficiu și armata, că nu-și cheltuie banii să vă arate vouă cum se trage cu pușca în mod real. Aici e o problemă, că dacă nu vor avea succes, cel mai probabil, nu știm cu precizie însă, poate e, poate nu e, dar cel mai probabil se va trece la nivelul următor, armata obligatorie. Sunt forțați să o facă, prieteni. De ce? Pentru că armata română nu mai are trupe. Nu are oameni, efectiv. Nu poate să rămână fără oameni, că nu-și mai poate apăra teritoriile. Și atunci singurul lucru este să introduc armata obligatorie. Vă știți că se discută și în Marea Britanie despre aspectul acesta? Pentru că inclusiv armata britanică. Știți câți militari sunt activi în momentul ăsta în armata britanică? 75.000. Nu prea mult. Păi eu de ce vă spun? Voi ziceți de NATO în sus, NATO în jos. NATO e America, prieteni. Dacă America mâine spune ne-am cam plictisit de voi, că nu mai avem interese în Europa, s-a terminat cu NATO, că n-are de unde. Avioanele sunt ale lor, tancurile sunt ale lor, oamenii sunt ale lor. Păi voi știți câți militari are NATO? Iertați-mă, America. Doar în proximitatea războiului din Orientul Mijlociu. În acest moment. Doar în acest moment. NATO are, inclusiv în teritoriul Qatarului, în jur de 35.000 de trupe. 35.000 de oameni. Americanii doar acolo au 35.000 de oameni acum. Păi noi... noi n-adunăm prea mult. Eu de ce vă spun? De ce vă tot spun? Nu vă mai bazați pe NATO. Bazați-vă pe Dumnezeu. Că așa scrie Psalmul 118, Psalmul 117, Psalmul 119. Să te încrezi în Dumnezeu. Ba mai mult, îți spune că blestemat e omul care se încrede în om. Nu vă mai încredeți așa de mult, că mâine vine vreun alt președinte în America și o să spună ne-am săturat să dăm bani europenilor. Ei își fac mendrele pe acolo cu tot felul de politici de ale lor și noi plătim pentru europeni. La un moment dat o să-și cam dea seama și americanii că ei au rămas, cum să vă spun, de căruță. Ei plătesc pentru armament, își plătesc, își țin oamenii pe aici și noi ne distrăm cu banii. Nu, o să ne spună la un moment dat, ia plătiți și voi. Știți că Donald Trump a spus că el nu-și mai plătește când era la președinție și a avut dreptate săracul om. El nu mai plătește contribuția de câteva sute de miliarde la NATO până când Europa nu-și va plăti și ea în aceeași măsură. Și a avut dreptate omul ăsta, că până la urmă de ce să dai banii unui stat când noi suntem incapabili să dăm. Ce faceți voi? Că noi vorbim cu dacă și cu parcă. Că pe noi ne apără NATO. Dar dacă decide NATO să nu ne mai apere? Da, uite, mâine americanii o să zică, domne, vrem să investim în Taiwan. Ne ducem toată armata în Taiwan. Ce ne facem atunci? Vedeți, nu-i bine să ne lăsăm pe tânjeală. Uite un lucru care o să vă uimească. Și ar trebui să luați exemplu. Polonia se estimează
că în anul 2027-2028 va fi cea mai puternică armată a Europei. Și înzestrată și ca număr de oameni și ca număr de echipament militar performant. De ce? Pentru că ei și-au pus în minte să nu se mai lase la dispoziția vecinului NATO. Ei vor să fie siguri că se pot apăra și dacă dispare NATO sau dispar și ceilalți. Și foarte bine au gândit-o. Poate și România ar trebui să gândească așa. Continuăm aceste discuții despre și despre America. Trump mâine seară cu l-avem din nou invitat pe scriitorul Mihail Neamțu, mâine seară de la ore 20 alături de fratele Florin Antonie, și vă invităm să fiți cu noi pentru că discutăm despre Trump, despre Davos și despre noua ordine mondială, ce se pregătește. Dânsul a venit chiar din Statele Unite, a primit multe informații pe care le are, chiar discutam puțin azi cu el și vrea să fie împreună cu noi mâine seară. Încă o dată, scriitorul și autorul mai multor cărți de bestseller în România și nu numai, a lui Mihail Neamțu. Tot pe această temă aș vrea să vă invităm în data de 24 februarie în Alba Iulia, la o conferință organizată de Marile Cărți alături de Mihail Neamțu și mulți alți vorbitori, printre care este și pastorul Florin Antonie, de asemenea este pastorul Cristian Barbosu, cântăreți, doamna Paula Selling, doamna Maria Coman, vor fi oameni de media, cum ar fi Robert Turcescu, Florentin Țuca, Corneliu Berari, domnul avocat Claudiu Ari Ieșan, prefericitul Emil Jurcan, profesor Emil Jurcan și domnul Raul Cionca. Sunt nume mari care vor fi parte la această conferință din Alba Iulia pe data de 24. Este o conferință cu o tematică culturală. Europa încotro. Această conferință este vorba despre gala conservatorilor. Se va crea un pol așa spre zona conservatorilor din România, spre această idee de conservatorism în România, și aș vrea să vă invităm. Noi suntem parte ca partener media. Vom transmite pe canalul Vocea Creștinilor în direct această conferință, însă cea mai mare, să zic, cel mai mare lucru pentru noi este să fim parte acolo. Partea de înscriere este gratis, nu este o problemă acest lucru, dar locurile sunt limitate. Așa că vă rugăm, noi am postat tot aici pe YouTube, pe comunitate, link-ul prin care puteți să vă înscrieți. Nu puteți să participați la această conferință fără înscriere, cu toate că conferința încurată este gratis, doar e nevoie să vă înscrieți. Am postat și link-ul mihailneamtsu.eu/înregistrare-conferință-24-februarie/. Luați acest link, intrați, vă scrieți numele, adresa, un număr de telefon și trimiteți înregistrarea. 24 februarie, orele 15 la orele 20, Alba Iulia, sala Mercur Lux. Mai multe detalii, ne-am făcut un articol fie pe Vocea Creștinilor, de aici, de pe Facebook, de pe YouTube, de asemenea și pe pagina noastră, website-ul nostru, Vocea Creștinilor, avem și acolo link-ul. Așa că vă invităm cu mare drag la această conferință. Totodată nu uitați că în această primăvară, vară, avem două conferințe ale noastre, Vocea Creștinilor, și ar vrea să vi le anunțăm de pe acum pentru aceia care sunteți plecați în Europa, sunteți în Europa și vreți să fiți parte cu noi. Vă invităm la cele două conferințe pe data de 24 februarie, cum ziceam, această conferință nu este a noastră, dar suntem parteneri media. De asemenea, pe data de 24-25 mai, luna mai, la București, prima conferință în acest an, conferința Vocea Creștinilor la București, cu fratele păstor Florin Antonie și fratele păstor Lazar Gog. Momentan ne gândim și la alte voci să fie parte cu noi, dar va fi în București, 24-25 mai. De asemenea,
cu o lună mai târziu, 21-22 iunie, la HACEG va fi a doua conferință, tot în acest an. 21-22 iunie va fi conferința din HACEG. Cred că vom da o notă spre o conferință de tineret. O gândim rapid pentru că vrem să dăm mai multe detalii, dar și acolo va fi parte fratele Florin, cel puțin la această conferință, cum ziceam. Vă mulțumim că ați fost în această seară cu noi, de asemenea vă recomandăm, nu uitați să dați aplicația jos, Vocea Creștinilor, avem radio Vocea Creștinilor cu muzică bună, cu mesaje, cu predici, fratele Florin are și acolo predici și mulți alți pastori care, fratele Lazar, fratele Cristian Barboso și mulți alți pastori care ne dau predici să le punem pe radio Vocea Creștinilor, așa că dacă ai telefon și ai, fie telefon pe Android, fie telefon pe iOS, poți să dai această aplicație jos, Vocea Creștinilor, iar în bara de jos aveți radio. Descărcați-o încă din această seară și mâine ascultați muzică bună, predici bune. Frate Florin, îți mulțumesc pentru timpul tău acordat pe această platformă a noastră. Ne bucurăm că ai fost cu noi și ne-ai dat informații utile, dar mâine seară ne revedem din nou, nu? Ne revedem și abia aștept întâlnirea aceasta cu Mihai Neamțu, un om de cultură, un om care aduce cinste României, pentru că avem nevoie, prieteni, să trimitem la vârful statului și să ne asigurăm că susținem oameni care înțeleg realitatea, oameni cu minte, cum s-ar spune. Dumnezeu să-L binecuvânteze și pe dânsul, abia aștept această întâlnire, acest dialog cu voi doi și abia aștept conferința aceasta de la Alba Iulia, pentru că acolo, așa cum ai spus, vor veni oameni extraordinari, cred că cei prezenți se vor bucura de o companie selectă, pentru că numele pe care le-ai spus chiar au greutate. Eu însumi abia aștept să fiu printre ei și să mă bucur de ce au de spus oamenii aceștia, pentru că sunt oameni informați. Vă mulțumesc și eu pentru că ați fost cu mine, ați avut răbdare cu mine, mi-ați oferit șansa și onoarea să fiu cu voi. Nu pot să nu vă spun asta înainte să plecăm. Prieteni, luați seama să umblați cu băgare de seamă. Pentru că vremurile sunt grele. Și să nu uitați, dacă Domnul e cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Rămâneți lângă Dumnezeu și restul merge de la sine. Încă două informații scurte pentru toți aceia care vreți să primiți informații. Intrați pe canalul nostru de pe WhatsApp. Am și postat acum link-ul. Intrați pe link. Vă redirecționează către canalul nostru de pe WhatsApp. Postăm în fiecare zi evenimente, emisiuni. Poate mulți dintre dumneavoastră nu aveți un canal, nu aveți cont pe YouTube, așa că puteți primi aceste informații pe WhatsApp. Încă o dată am postat acest link în linkul de live. Intrați pe el, dați accept la canalul de pe WhatsApp, Vocea Creștinilor, și puteți să fiți parte cu noi să aflați informații utile. De asemenea, o scurtă informație. Fratele nostru Daniel Sanger vrea să facă, pentru că lucrurile s-au mai deschis în Israel, să facem o excursie în Israel pe data de 25-30 martie, luna martie, 25-30 martie, în Israel, o excursie, un pelerinaj, orice, și îl numim Vocea Creștinilor. Dacă ne adunăm de 50 de persoane, vom merge în luna martie în Israel. Dacă ești interesat și vrei să faci parte, vrei să odată în viață și ajungi în Israel, fii parte cu noi și scrie-ne pe numărul de redacție. Noi îți trimitem link-ul și mai multe informații de la fratele Daniel Stanger. Numărul nostru de redacție 0728120 și de asemenea pentru toți aceia care vreți să susțineți în continuare platforma Vocea Creștinilor și ești contribuabil în România, poți să redirecționezi din impozitul tău de 3,5% care oricum îl ia statul, doar îl redirecționezi către Asociația Vocea Creștinilor. Faceți lucru mâine, avem postat tot aici pe canal, în secțiunea comunitate, iar acolo poți să accesezi link-ul în care poți să redirecționezi din salariul tău 3,5%. Mulțumim pentru că o faci, mulțumim pentru că ești parte cu noi. O seară plăcută și ne revedem mâine seară. Fiți binecuvântați!